Cuvânt de folos duhovnicesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cinstiți părinți împreună slujitori și iubiți credincioși, pericopa evanghelică pe care am ascultat-o în cadrul Sfintei Liturghii a fost desprinsă din Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 18, versetele de la 10 la 14. Pilda Bameșului și a Fariseului, o pildă pe care a rostit-o ca să facă înțeleasă învățătura creștină Domnul nostru Iisus Hristos. O pildă care a fost repetată de părinții duhovnici din mănăstire. O pildă care a fost în atenția Sfinților Părinți ai Bisericii noastre. Învățătura Bisericii, învățătura creștină, a fost pentru prima dată prezentată de Domnul Hristos. Ca această învățătură să fie pe înțelesul tuturor, s-a exprimat de multe ori, de foarte multe ori, în pilde, fiindcă pildele, parabolele, erau mult mai ușor de reținut pentru majoritatea aceea de oameni, mulțimile ce îl înconjurau, majoritate care nu știa să citească, nu știau carte, dar care, spre deosebire de noi, cei care astăzi avem biblioteci și foarte multe cărți pe calculator sau telefon sau tabletă, spre deosebire de noi, cei ce avem atâtea, oamenii aceia care nu știau carte, aveau o memorie foarte bună, o memorie pe care și-o cultivau, o memorie pe care și-o exersau. Și, mergând mult pe jos, din cetate înspre cetate mai mare, de la sat la oraș, în dialogurile lor, în convorbirile lor, aduceau în discuție această învățătură. Pilde, vieți de sfinți, întâmplări folositoare de suflet, erau povestite și transmise din gură în gură. Ca noi să reținem această pildă rostită de Domnul Hristos, o vom asculta încă o dată. Reține Luca, capitolul 18, versetele de la 10 la 14. Zisa Domnul pilda aceasta. Doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Doi oameni s-au dus să se roage. Indiferent de starea lor sufletească, mergeau să se roage. În biserică și noi mergem, iubiți credincioși, ca să ne rugăm. Reținem acest amănunt. E adevărat că vrăjmașul diavol de multe ori ne aduce fel și fel de gânduri în inima noastră, griji, preocupări, ceea ce am auzit, ca să ne sustragă de la rugăciune. Nu întâmplător s-a rânduit în cântarea Cherubicului să auzim îndemnul pe larg, toată grija cea lumească, acum să o lepădăm, acum, fiindcă urmează jertfa euharistică. Învățătura pe care o desprindem este aceea că și noi se cuvine să ne rugăm, așa cum doi oameni, un fariseu și un vameș. Cu siguranță erau mai mulți în diferite momente ale zilei și foarte mulți
în timpul ritualurilor în conformitate ce se desfășurau în conformitate cu legea lui Moise, adică legea Mosaică. Unul era fariseu și altul vameș. Vă citesc. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni. Faptul că s-a gândit să-i mulțumească era bine. Și noi se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Însă el vrea să spună că îi mulțumește, fiindcă l-a făcut Dumnezeu mai deosebit, mai ales, mai special. Și nu sunt ca ceilalți oameni. El îi vedea pe ceilalți oameni cu greșelile lor. Nu sunt ca ceilalți oameni, cum erau ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați. Sau ca acest vameș. Am spus și cu alt prilej că vameșii erau subapreciați, erau urâți de oameni pentru că percepeau taxă mai mare decât era fixată de Imperiul Roman, sau uneori erau neîndurători cu cei care nu puteau plăti la momentul dorit și cereau o păsuire, o amânare. Nemiloși, neîndurători, au adus multă suferință în rândul poporului. Și erau văzuți de oameni ca niște oameni, ca niște nedrepți și păcătoși, șavari și lapi. Se compară cu vameșul. Iubiți credincioși, noi cei care venim la biserică, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, postim, ne spovedim, ne străduim și ne luptăm să înfrângem ispitele vrăjmașului, tentațiile care ne vin de la trup și toate celelalte. Cu ajutor de la Dumnezeu reușim, facem un pas sau doi pe treptele urcușului duhovnicesc. Însă, nu avem dreptul să ne mândrim. El așa a făcut. Fariseul, în loc să se roage, s-a mândrit și îi spunea lui Dumnezeu cuvintele următoare: Postez de 2 ori pe săptămână. E adevărat, și noi trebuie să postim și unii postim. Dau 10-uială din toate câte câștig. În vremea aceea, pentru templu, fiecare persoană plătea 10% din ceea ce câștiga. Era un fel de impozit, o taxă pentru templu. Sunt și astăzi culte care percep 10% din venitul membrilor comunităților. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să ridice către cer, ci își bătea pieptul și zicea: Un vameș, om pe care vi l-am descris. Își bătea pieptul. Ce zicea? Cum se ruga? Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Am mai auzit în Scriptura Noului Testament că îndemnau oameni bolnavi, se adresau Domnului Hristos: Dumnezeule, milostivi-mi mie. Doamne, miluiește-mă, fiica mea este rău chinuită, fiul meu. Ce conclude, ce spune Domnul Hristos? Vă spun vouă că acesta, adică vameșul, s-a pogorât, m-a îndreptat la casa sa decât acela. Adică vameșul s-a întors cu un har de la Dumnezeu pe care l-a dobândit.
datorită rugăciunii curate, datorită smereniei, pentru că el s-a văzut păcătos, a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că este păcătos. Și mai spune Domnul Hristos în încheierea acestei pericope evanghelice, pentru că oricine se înalță pe sine, adică se mândrește, se va zmeri, iar cel ce se zmerește se va înălța. Zmerenia este cea care, iubiți credincioși, înalță sufletul nostru, simțirea noastră către Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos a fost pentru contemporanii săi un exemplu clar de zmerenie. El a spus, după ce a vindecat niște orbi, ne scrie Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 30, le-a spus, vedeți, nimeni să nu știe. Mai exact, Sfântul Evanghelist Matei a scris așa, și s-au deschis ochii lor, ai orbilor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Domnul Hristos nu a dorit să fie lăudat. Domnul Hristos n-a dorit să fie apreciat, ci rămâne prin această poruncă pe care o dă celor vindecați. Orbilor care își căpătaseră vederea, să nu spună că El a făcut aceste minuni nemai întâlnite. Tot Domnul Hristos a spus și Sfântul Evanghelist Matei a scris, luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Iubiți credincioși, care dintre noi nu avem nevoie de odihnă sufletească, de liniște, de o stare de bine? Toți. Domnul Hristos, Cel care ne-a arătat fericirile, a spus să învățăm de la El. Să luăm jugul Lui. Cum adică să luăm jugul Lui? Să urmăm pe drumul pe care El ni l-a arătat. Să fim buni creștini. Și în felul acesta învățăm de la El. Și primim în inimă o blândețe care este în strânsă legătură cu zmerenia. Exemplul Domnului nostru Iisus Hristos a fost urmat de apostoli. Că v-am dat vouă o pildă, precum v-am făcut eu vouă să faceți și voi. Scrie Sfântul Ioan în capitolul 13, versetul 19. Rămâne Domnul Hristos ca pildă pentru apostoli și le spune, cum v-am făcut eu vouă și cum v-am făcut eu vouă oamenilor, mulțimilor, să faceți și voi. Prin urmare, noi, cei de astăzi, suntem îndatorați să urmăm și învățătura și exemplul Domnului Hristos. Sfântul Pavel spunea în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, și voi v-ați făcut următori ai noștri și ai Domnului primind cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt, deși ați avut multe necazuri. Ucenicii Sfinților Apostoli au devenit urmașii lor în ceea ce privește zmerenia. De aceea insista în epistola către Corinteni Sfântul Pavel. Deci vă rog să-mi fiți mie următori, precum și eu lui Hristos.
1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Iubiți credincioși, este vorba de o smerenie lăuntrică. Sfântul Antonie cel Mare a văzut cum ieșeau sufletele din trupuri și mergeau spre înaltul cerului. Și, iubiți credincioși, o mână mare ajungea sufletele și le arunca în iezărul cel de foc. Era mâna unui uriaș care scrâșnea din dinți când mai scăpa câte un suflet și nu putea să-l prindă. Și ajungea înspre înaltul cerului, văzând câte suflete se duc în iad, văzând cât se pierd, că mulți sunt cei care se pierd, pentru că n-au fost pe urmele Domnului Hristos în viața de pe pământ, Sfântul Antonie a început să plângă și să-L roage pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, dacă e atât de greu să se mântuiască omul, mai poate cineva să meargă în împărăția cerurilor? Și a auzit o voce de la Dumnezeu. Zmerenia, Antonie, zmerenia! Sfântul Macarie Egipteanul, cu putere de la Dumnezeu, a legat pe un diavol și a început să-i vorbească diavolul. Și a spus, ce faceți voi, diavol? L-a întrebat. Diavolul a răspuns, voi postiți. Noi nu mâncăm nimic, postim tot timpul. Voi vă străduiți să privegheați. Noi nu dormim deloc. Voi vă nevoiți. Noi mai mult. Un singur lucru îl puteți face voi, pe care noi, diavolii, nu-l putem. Să ne zmerim. Din mândrie, o ceată a îngerilor condusă de Lucifer, din mândrie au ajuns din îngeri luminați în diavolii întunecați. Mândria este cea care distruge. Iubiți credincioși, mândria este în strânsă legătură cu păcatele. Mândria este în strânsă legătură cu avariția, cu toate păcatele, cu lăcomia, cu desfrânarea, cu păcatul furtului și celelalte. Omul pătimaș este egoist, este mândru. Mai grav este pentru cel care se străduiește să împlinească poruncile, se nevoiește să fie un bun creștin și prin mândrie pierde toată nevoința. Există obiceiul în vremea noastră de a ne lăuda unii pe alții. Și prin laudă vătămăm pe aproapele noastre. Copiii noștri uneori sunt lăudați mai mult decât merită. Cei care câștigă un concurs, iau o notă bună, sunt prea mult apreciați de părinți și nu înțeleg smerenia. Se consideră că încurajarea este cea care rezolvă totul. Iubiți credincioși, a arunca pe copii, pe tineri, în mândrie, îi vătămă. Copilul trebuie să înțeleagă smerenia. Cel care reușește la un examen, câștigă la un concurs, să-i aducă mulțumire lui Dumnezeu, pentru că El este cel care dă înțelepciune, cel care ajută. Uneori copiii sunt lăudați că sunt frumoși. Sau oamenii se apreciază mai mult decât trebuie unii pe alții.
dacă își ia Dumnezeu sănătatea din fiecare trup, din trupul nostru. O boală de piele ne face urâți. Orice boală urâțește trupul. Cine ne ferește de boală? Dumnezeu. Lui se cuvine să-i mulțumim. Mai mult decât atât, în inima noastră, să fim zmeriți. Părinții bisericii, Ava Dorotei de Gaza, vorbește de o smerită cugetare, lăuntrică. Comandanți mari, regi, care au avut credință când au biruit în război, au îngenunchiat și au mulțumit lui Dumnezeu că au fost ajutați. Închei cu câteva învățături de la Sfântul Vasile cel Mare. El a fost întrebat, ce este zmerenia? Zmerenia este să socotiți pe toți oamenii superiori ție după norma apostolului. Mai spunea, tot ceea ce se săvârșește cu zmerenie este bine primit. Toate faptele Domnului ne învață zmerenia, că era prunc, era în peșteră și nu în pat, ci în iesle. În casa unui teslar și a unei sărmane mame, supunându-se mamei lui și logonicului ei, a fost învățat și a auzit lucruri pe care nu avea nevoie să le învețe și să le audă. Punea întrebări și prin întrebări puse, minuna pe toți cu înțelepciunea lui. S-a spus lui Ioan și stăpânul și a primit de la rob botezul. Nu s-a împotrivit niciunuia dintre dușmanii săi și nici nu s-a folosit de neaspusa putere pe care o avea și se supunea lor ca unora care ar fi fost mai puternici decât el, îngăduind puterea acesteia trecătoare să-și arate toată tăria ei. A stat înaintea arhiereilor cum stă un acuzat. A fost dus înaintea guvernatorului și îndurat judecata și cu toate că putea să vădească pe hulitori. Suferea în tăcere hulele. A fost cuipat de slugi și de cei mai josnici robi. A fost dat morții, ba chiar la moartea cea mai rușinoasă printre oameni. Astfel, Domnul nostru a străbătut de la o naștere până la sfârșitul său pe toate cele omenești. Dar după o atât de mare zmerenie, își arată în urmă slava sa, slăvind împreună cu el pe cei care au trăit împreună cu el, fără mândrie, fără slavă deșartă. Să-ți fie dar deprinse cu zmerenia și împățișarea și haina și mersul și statul și hrana și așternutul și casa și toate lucrurile din casă. Cum putem dobândi zmerenia cea mântuitoare și vom îndepărta mândria? Dacă în toate împrejurările, răspunde Sfântul Vasile, în toate împrejurările vieții vom pune în practică zmerenia și dacă vom face totul, să nu ne batem mândria. Să ne ajute Dumnezeu să dobândim zmerenia cea adevărată, smerita cugetare, ca să avem nădejde de mântuire a sufletelor noastre. Amin. Cuvânt de folos duhovnicesc.